Câteva echipe de muncitori lucrează de la începutul săptămânii la înlocuirea pavelelor din zona parcului Areni. Noile pavele sunt incluse în proiectul de asfaltare a bulevardului principal al Sucevei și, dacă nu se montează, se pierd banii alocați pentru această parte din lucrare. Pavelele scoase vor fi însă refolosite. Ele vor ajunge pe trotuarele de pe calea Opcinilor. În 2006 am montat o parte din trotuarele. În 2008 am fost declarat pol de dezvoltare urbană și am putut depune acele proiecte. Așa cum se știe, noi am încercat la vremea respectivă să mergem prin străduțe mai mici. Nu permite fondurile europene numai străzile mari, cu ecartament mare. Ca atare, dacă noi nu folosim acești bani, îi pierdem. Cu aceste pavele pe care le înlocuim, care au o vechime de 6 ani, facem alte trotuare, dacă ați văzut, în Opcini. Deci nu se pierde nimic, trebuie înțeles foarte clar că profităm de acești bani europeni să mai facem niște trotuare în Suceava. Deci la intrarea în Suceava pe calea Opcinilor, vin elărgită banda de circulație, vin făcute trotuarele acolo, deci mai câștigăm niște trotuare în plus. Dacă lăsăm aceste pavele așa cum sunt ele azi, nu mai pierdem acei bani. Deci trebuie să renunțăm la partea, porțiunea de lucrare și le pierdem. Deci totul facem în beneficiul sucevenilor și în câștigul lor. În urmă cu câteva săptămâni, prin aceeași metodă au fost pavate trotuare pe strada Gheorghe Doja, care leagă cartierele Burdujeni și Ițcani.